La început, când omul se pocăiește, el vine, mărturisește, se pocăiește, este deschis, dar pe urmă, mulți ajung în fariseism, se mândresc, vine concurență, autoînălțare, fățărnicie. Cine mă înțelege? Deci la început, când omul vine, el poate să aducă foarte mulți oameni la Dumnezeu. Ați observat? De ce? Deoarece el este curat și harul este în viața lui. Dar pe urmă, ce se întâmplă? Fariseismul, vine mândrie, fățărnicie, falimentul duhovnicesc, moartea duhovnicească. Și el pe urmă parcă este atât de deștept, știe Biblia pe de rost, ca și farisei, dar nu poate să facă nimic. Și a fost un singur drac, dar acum sunt de 7 ori mai mulți. Și țineți minte cu cine am început să vorbim? Am început să vorbim cu Maria Magdalena și cu fariseu. Și vizual se părea că unul este sfânt, dar celălalt, vai de ea. Dar în final, ea a fost eliberată, s-a pocăit și a adus rod. Dar el avea mult mai mult, era fățarnic, judeca pe cei care aveau rod, contrazicea, se conducea de sentimente și l-a răstignit pe Iisus Hristos. Fariseii l-au răstignit pe Iisus Hristos. Pui din apârci, ei au împlinit voia tatălui lor. Știți pe cine îl omorau și răstigneau până atunci? Pe proroci, oamenii lui Dumnezeu. De ce? Verifică-ți inima. Cum te raportezi astăzi la oamenii lui Dumnezeu? Pe cine asculți? Deoarece pe cine asculți, acel duh vei primi. Dacă asculți un fariseu, vei avea același duh care este peste el. Dacă îl vei asculta pe omul lui Dumnezeu, care are Duhul lui Dumnezeu, tu vei avea același Duh.